Ce înseamnă legea karmei sau că totul se întoarce de unde a venit așa cum a venit? Înseamnă că absolut fiecare cantitate de informație pe care noi o emitem ca gând, ca emoție, ca stare către ceilalți se întoarce la noi mai devreme sau mai târziu. Cum se întoarce? Păi binele pe care îl facem, ajutorul pe care îl oferim celorlalți, gândul bun, sfatul bun, intenția bună, este o cantitate de energie care se înregistrează în primul rând în propria noastră conștiință. Mai apoi, în timp, după ce, să spunem, și noi trecem printr-un necaz, printr-o nenorocire și nouă ni se întâmplă ceva rău, acea informație care este stocată la nivelul propriei conștiințe este descărcată în trăirea noastră, în simțirea noastră și sub o formă sau alta noi ajungem să primim un ajutor în situația în care ne aflăm. Mai exact, binele pe care tu îl faci întotdeauna se întoarce la tine, pentru că el, de fapt, în primă instanță, ți aparține ție și pentru că orice bine pe care îl faci în afara ta este un bine făcut propriei tale persoane. Acum, noi oamenii avem repere diferite față de ce înseamnă o durată de timp mai mare, respectiv mai mică, în care ni se întâmplă ceva. Pentru că mintea noastră așa este obișnuită să funcționeze, pe baza unor puncte clar delimitate. Și noi spunem, dacă mie nu mi s-a întors binele ăla pe care eu l-am făcut sau îl fac în perioada asta de timp, nu o să se mai întoarcă niciodată. Degeaba l-am făcut, am fost un fraier, nu trebuia în situația aia să fac bine sau să fiu bun. Însă adevărul este că nu. Adevărul este că acel bine pe care tu l-ai făcut este o cantitate de energie pe care tu o ai stocată acolo, la nivelul corpului tău energetic. Tu poți să o accesezi absolut oricând, pentru că este a ta, pentru că ți aparține. Și la fel se întâmplă și cu răul. Orice formă de energie de joasă frecvență, de invidie, de frustrare, de ură, de reintenție, de complot, de manipulare, pe care o persoană sau un grup de persoane o are la adresa altcuiva, în special dacă acea persoană este nevinovată și are o intenție bună, ea se întoarce de unde a venit. Și da, lucrurile rele emise către un suflet bun se întorc mult mai repede, pentru că acel suflet bun este protejat chiar de către faptele sale și de gândurile și emoțiile pe care el le-a emis și le duce cu sine. Deci, poate că nu ni se întoarce binele, respectiv răul făcut imediat. Nu se întoarcă binele fix a doua zi. Sau poate da. Dar în multe situații, acea cantitate de energie pe care noi am emis-o într-un anumit moment vine înapoi când avem cea mai mare nevoie sau când nici nu ne așteptăm. De aceea este foarte important să fim conștienți de acest aspect și această lege a lege cauză-efect sau legea karmei, că totul se întoarce de unde a venit așa cum a venit, este foarte important să fim conștienți de ea, pentru că nu putem în această viață să ne așteptăm să facem rău și să ne fie bine. Și acum puteți să ziceți, păi da, dar uite, eu fac bine și mi este rău. Corect. În unele situații tu poți să faci foarte mult bine și poate să-ți fie rău, însă tu vei depăși acel rău pe care îl întâmpi, sub orice formă ar fi el, datorită binelui pe care tu l-ai făcut. Adică și răul, și o situație rea, negativă, dezastroasă prin care treci, ai nevoie să ieși din ea, nu? Și în clipa în care ai nevoie să ieși din ea, cu ce ieși? Ieși exact cu acea cantitate de energie pe care tu ai emis-o către ceilalți și ieși de acolo cu ceea ce tu ai înmagazinat ca trăire pe parcursul întregii tale vieți. Pentru că noi nu operăm în această viață doar dintr-un anumit plan, dintr-un anumit segment și noi nu putem spune, uite, eu am făcut fapte bune între anul ăsta și anul ăsta și din faptele astea bune mie trebuie să mi se întâmple asta. Deci lucrurile nu funcționează așa. Conștiința noastră are înmagazinate absolut toate informațiile despre toate faptele noastre de-a lungul întregii noastre vieți. Pentru că totul este energie și pentru că totul funcționează pe bază de energie, da, energia noastră știe exact ce am făcut, cine suntem. Noi nu putem vreo clipă să fugim de totalitatea gândurilor, emoțiilor și stărilor pe care noi le-am emis față de noi înșine sau față de ceilalți, pentru că asta e ceva ce e acolo, e în tine. Și tu știi ce ai făcut pentru că tu îți spui ție în permanență, tot timpul, zi de zi, dacă ai provocat durere sau bucurie în sufletele celorlalți, dacă ai fost un om bun sau dacă ai fost un om rău. Și în fiecare clipă putem alege schimbarea, putem alege să fim oameni buni. Chiar dacă până astăzi la ora 12 am fost răi,
din clipa în care ne asumăm responsabilitatea și conștientizăm, ok, nu e în regulă ceea ce fac, nu vreau să fiu un om rău, putem să schimbăm această cantitate de energie negativă într-una pozitivă. Dar dacă abordarea noastră este una de tipul nu mă vede nimeni, nu-mi pasă, oricum nimeni nu știe ce fac, nu, te vede propria ta conștiință și este acea conștiință de care tu ai nevoie mai târziu. Pentru că în toate momentele grele din viața noastră, care se întâmplă inevitabil, că e vina noastră sau vina altcuiva, există această cantitate de energie pe care tu ai stocat-o de-a lungul întregii tale existențe și de care practic te folosești. Adică gândurile, emoțiile și faptele tale sunt un capital de trăire pe care tu ajungi apoi să-l accesezi. Și poate să fie un capital bun sau poate să fie un capital rău. Da, lucrurile nu funcționează cum le programează mintea noastră. În momentul ăsta, gata, haide că primești binele. Dar acel bine pe care tu l-ai făcut într-un anumit moment, poate când tu nu te aștepți, se va întoarce la tine. De aceea este foarte important să înțelegem această lege a karmei și să înțelegem că nu sunt oamenii cei care fac legea asta să meargă. Nu suntem noi cei care decidem acum o să intre în funcțiune legea karmei. Uite, eu fix acum o să primesc. Nu! Lucrurile ni se întâmplă în acord cu toate lecțiile pe care sufletul nostru le are de învățat în această viață. În unele situații, da, avem de suferit și ne chinuim, deși noi suntem niște oameni buni și am făcut bine, pentru că sunt niște lecții de care sufletul nostru are nevoie, pe care sufletul nostru le are de învățat și atunci nu ne este rău pentru că am făcut rău, că suntem pedepsiți, ci realmente pentru că trecem printr-un proces de evoluție spirituală de care avem nevoie. Dar în alte situații, într-adevăr, se activează legea karmei și trăim exact ceea ce le-am făcut celorlalți. Și suntem puși exact în situațiile în care i-am pus pe ceilalți. De aceea este atât de important, dacă avem ocazia și oportunitatea de a alege între a pedepsi pe cineva și a nu-l pedepsi, între a ne răzbuna și a nu ne răzbuna, să alegem acea variantă în care efectiv nu facem rău. Să alegem acea variantă în care, ok, ne distanțăm, plecăm de lângă omul toxic, plecăm din mediul toxic, dar nu devenim omul toxic, dar nu devenim acea cantitate de ură, de invidie, de frustrare care ne-a cauzat nouă răul și starea respective. De ce? Pentru că ajungem, bineînțeles, în clipa în care îi facem rău unei persoane care ne-a făcut rău, noi ne încărcăm exact cu povestea acelei persoane, preluăm energia ei, preluăm povestea ei și suntem legați la nivel de suflet, ne legăm de acea persoană printr-un string energetic care va ajunge să fie alimentat de toate interacțiunile noastre, fie că ele sunt niște interacțiuni negative. Pentru că prin neiertare păstrezi în viața ta oameni care poate ți-au greșit foarte mult, dar pe care nu îi lași să plece și cu care ești conectat în permanență și practic ajungi să trăiești viețile oamenilor pe care nu îi ierți. De aceea iertarea este atât de importantă. Avem nevoie să pricepem că totul se întoarce la fiecare dintre noi și știți cum se întoarce din intenția cu care a fost trimis. Pentru că mie nu o să-mi vină înapoi doar consecința faptelor mele, felul în care eu am procedat cu alți oameni. Eu voi primi în viața mea manifestări și ale intenției pe care le-am avut. Dacă eu am avut o intenție bună față de cineva care nu a apucat să fie manifestată. Eu n-am apucat să-i fac realmente un bine acelui om, dar intenția mea a fost una bună. Eu voi primi în viața mea rezultatul acelei intenții bune. Cum la fel voi primi în viața mea dacă intenția mea a fost una rea, dar n-a apucat să se manifeste, voi primi exact rezultatul acelei intenții rele. De aceea este atât de important să avem grijă la ceea ce gândim, la ceea ce spunem, la ceea ce simțim și să conștientizăm că în fiecare moment din viața noastră asta facem. Ne scriem destinul, scriem ceea ce vom primi, scriem lucrurile prin care vom trece și deși tentația este foarte mare să fim răutăcioși sau să fim răzbunători sau să facem răul care ne-a fost făcut, trebuie să știm că tot nouă ne facem acel rău și respectiv tot nouă ne facem binele. Orice gând, orice emoție pe care o emitem are la bază o anumită cantitate de energie. Și atunci, dacă energia aceasta este bună, eu voi trăi într-un câmp energetic pozitiv, în care starea mea va fi bună, problemele mele se vor rezolva, lucrurile se vor ameliora, vor veni către mine oamenii cu care eu sunt pe aceeași frecvență. Dacă, în schimb, cantitatea de energie pe care eu o emit este una negativă, ea se va acumula, pentru că acest corp energetic este ca un acumulator, ca o baterie uriașă, care descarcă în permanență informație și care se și încarcă cu informație. Prin urmare, informația cu care eu încarc
emoția, gândul pe care eu le emit, se descarcă în trăirea, în simțirea, în starea mea și până la urmă în realitatea mea exterioară. De aceea legea karmei se referă exact la această cantitate de energie pe care eu o emit către tot ceea ce este în jur, prin gând, emoție, stare și care ajunge să se întoarcă ca un bumerang la mine, la cel care o emite, în absolut tot ceea ce mi se întâmplă, oamenii pe care îi întâlnesc, starea sănătății mele, evenimentele din viața mea. Și nu am cum vreodată să trăiesc altceva decât ceea ce eu emit, pentru că, fără oprire, eu sunt cel care decide ce anume din tot ce se întâmplă în jur preia, manifestă și cultivă în viața sa.